Postul Paștelui este cel mai important post din calendarul creștin ortodox, fiind unul dintre cele mai restrictive posturi dintre cele patru. Chiar din prima zi a postului mare, în piața orașului Drochi au început să scadă prețurile la produsele lactate, carne și ouă. Vânzătorii afirmă că în pofida acestor micșorări de prețuri, vânzările sunt minime. Sunt din păcate post, prețurile s-au micșorat, dar nimeni nu vine să cumpere. Vânzările sunt mai slabe săptămâna asta? De-aia mă așteptăm, prima săptămână mai e greu, săptămâna mare, după asta să vedem cum așa și mă. Greu merge producția, lumea nu are bani, e greu, din partea bani, mergi e mică. Cumpărători, o oră, oare faci două ore. Unii comercianți susțin că produsele de fruct sunt totuși solicitate, chiar dacă este post. La noi sunt. Mulțumim, sunt. Am vândut de dimineți. Merge, marfa noastră merge, dar cam greu. Postul mare este o perioadă de intensă trăire duhovnicească, în care fiecare enoreaș încearcă să se abțină de la consumile produselor înfructate și se înalță sufletește prin rugăciune, săvârșind fapte bune. Lumea trebuie să postească sufletul, cu ochi, cu gândul, cu inima, că dacă un și bun și ne iubi așa cum a spus Iisus, așa te ghine, dar dacă noi nu ne iubim și noi nu ne zicem unul la altul și ne convine, ne sculăm dimineața și întâi în casă, ne urâm, pe urmă și fel de post poate și eu n-am să mănânc, am să mănânc fasole și am să zic vorbi murdare. În piața orașului Drochi, în prima zi de post, un kilogram de carne de porc costă 65-60 lei, iar unul de brânză de oi 70-75 lei. Prețul la brânză de vaci a scăzut și mai mult, de la 50 la 30-35 lei pentru un kilogram. În același timp, prețurile fructelor și legumelor s-au majorat considerabil.